Clipă de groază astăzi pentru un muncitor de 42 de ani din Brașov. Omul a ajuns la spital după ce s-a rănit pe șantierul în care lucra. Serviciul de ambulanță Brașov a fost solicitat să intervină în centru civic la molul care se construiește pentru un accident de muncă. Este vorba de un bărbat de 40 de ani care a suferit o accidentare prin tăiere în zona inghinală cu un aparat de lucru. A fost direcționat un echipaj cu medic. La locul evenimentului a ajuns o ambulanță, bărbatul rănit a primit îngrijiri medicale, iar apoi a fost transportat la spital. Polițiștii și specialiștii Inspectoratului Teritorial de Muncă din Brașov fac acum cercetări pentru stabilirea condițiilor exacte în care s-a produs evenimentul.